Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vești bune vin din Republica Fantastică România. În sfârșit vești bune, ca să nu mai spună unii că suntem răi și nu vrem să vedem ce se întâmplă bine în țara noastră, că evident se întâmplă și lucruri bune, așa, dar iată, cresc pensiile speciale. Așteptam la mai mult entuziasm. Eu mi-am pierdut speranța să primesc pensie specială și atunci nu ești dezinteresat, ce egoist. Fii altruist, bucură-te pentru ceilalți. Hai, măcar stai așa, măcar să încercăm. Fie de, ia mai zi o dată. Da, cresc pensiile speciale. Este, domne. Așa. Un pic de entuziasm. Entuziasm din scaun. Da. Am zis că -s vești bune, n-am spus și pentru cine. A. Dar să știți că se vor bucura foarte mulți, din ce în ce mai mulți, de altfel. Pensiile speciale, așadar, relatează publicația defapt.ro, vor ajunge la circa 15 miliarde de lei. O creștere cu peste 10% față de 2023. Arată datele din proiectul de buget pe anul viitor. Și cu asta am vrea să-l consolăm pe domnul Rareș Bogdan, că să știți că nu toată lumea se bucură. Adică unii sunt dușmanii pensiilor speciale și le poartă sâmbetele și ar vrea să le taie de tot. Domnul Rareș Bogdan este, prim vicepreședintele de la PNL. E băiatul ăla din piață cu ceas de 1000 de euro? Da, dânsul care s-a dus să cumpere ceapă de 2 lei kilo cu ceasul de 60.000 de euro. Am înțeles. Dânsul sigur nu mai doarme noaptea pentru că n-a putut să-și țină partidul de cuvânt în privința pensiilor speciale. În primele 30 de zile de la preluarea guvernării, Partidul Național Liberal este obligat să anuleze pensiile speciale. Săracul dânsul, vezi cum... Așa reușit. Dar a zis bine, e obligat. E obligat, da, dar nu. Asta nu înseamnă... Obligația nu înseamnă și necesitate. Și eu sunt obligat să nu râd la știrile din sport. Se mai întâmplă. Pe de altă parte, domnul Rareș Bogdan n-a precizat care preluarea guvernării. Preluarea guvernării USR, preluarea guvernării cu PSD, preluarea guvernării de unii singuri, care dintre preluările guvernării? Aici a lăsat lucrurile să plutească. Imprecizia asta îi oferă o cale de scăpare, dar eu cred că dânsul este foarte trist, că n-a reușit să, cum a promis, cum a zis, să anuleze pensiile speciale. Da. Deci unde anulează PNL, crește. Asta se înțelege. Practic au anulat pensiile speciale, de cresc cu 10% la 15 miliarde. Dacă vreți și niște date... Avem pensii speciale, Ministerul de Interne, 7,85 de miliarde de lei în 2024 față de 6,96 în 2023. O creștere de numai 13%, mai mică decât la Ministerul Apărării, unde de la 5,76 miliarde de lei crește, ajunge acum la 5,76 de la 5,01, adică o creștere de 15%, și la SRI, de la, adică 1,1 miliarde de lei anul viitor față de 0,95 miliarde de lei în 2023. La SRI? Da, la SRI s-a depășit miliardul. Majorare de 17%. Sunt puțini SRI-iști. Da. Mă rog, de câțiva știm noi. E bucetul mic, că ei au 5 și ceva, ăștia au doar 1. Da, nici nu prea știm de ei. Da, asta zic. Cât de puțini sunt. Ce să mai... Numărul pensionarilor special va crește oricum cu 50% în următorii 10 ani. Și va ajunge probabil la 300 de mii. Deci numai creștere în România, v-am spus că avem numai vești bune. Ideea e să încercăm să le generalizăm. Da. Pensiile astea speciale. Adică dacă am reușit să facem asta, pare că e foarte mișto. Avem... Mă, de ce? Că n-ai auzit că le taie? Lasă-mă că... În primele 30 de zile de la preluarea guvernării, Partidul Național Liberal este obligat să anuleze pensiile speciale. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.